găsit, doamnelor și domnilor! Bun găsit într-o atmosferă pe care mi-o doresc cu o frecvență totală în viața mea, atmosfera în care simt că celălalt cu majusculă mă ascultă, mă vede și îmi dă posibilitatea, printr-un joc de oglinzi infinit, să simt că exist. Vă mulțumesc, domnule profesor Adrian Titieni. Și eu vă mulțumesc. Domnule rector, vă mulțumesc pentru gentilețe, pentru faptul că, începând în primul moment al întâlnirii noastre, am simțit că mă vedeți. Și chiar m-am gândit cum ar fi fost dacă aș fi putut fi discipolul dumneavoastră. O, Doamne. Introducerea onorantă pe care ați făcut-o, mă temeam să nu gliseze către mă și auziți, că nu prea aud cu urechea dreaptă. Dar... Ce frumos spus, da. Dar știți, aici, scuzați-mă, e precum Tirezia, ca să vezi trebuie să fii orb, ca să auzi trebuie să ai oarece, cum să spun, deficiențe minuscule de... Da. Ceva devine foarte vigilent în tine dacă există o mică disfuncție și printr-un efort conjugat percepi realitatea poate mai nuanțat sau chiar o percepi. Cum fac efort, dar fiind faptul că dreapta e puțin disfunctă, să aud de văzut și de înțeles, cred că înțeleg. Vreau să mulțumesc domnului senator Sorin Iliușiu pentru faptul că m-a încurajat și mi-a permis să vă sun și iată să ne întâlnim și să pornim cumva de la faptul că în 2012 ați primit premiul Gopo pentru cea mai bună interpretare masculină, un premiu important, rolul doctorului Crișan din filmul domnului Adrian Sitaru. Apoi, 2011, premiul pentru interpretare masculină Uniunea Cineaștilor din România. În 2010, premiul pentru cel mai bun actor, Festivalul Internațional Grandov Varșovia. 2008, distins de Festco cu premiul cel mai bun actor de comedie. Apoi, în 2004, medalia Meritul pentru învățământ clasa 1, distinție conferită de președintele României. Și poate ne oprim aici puțin pentru o primă arborescență a vieții dumneavoastră. Premiul pentru învățământ. V-ați dorit să fiți profesor, domnule? Profesor, deși în momentul în care ați ales calea aceasta a Academiei de Teatru, lucrurile nu erau foarte limpezi. Poate începem de aici. Căile dumneavoastră. Economie, silvicultură, psihologie, actorie, profesorat. Cum s-au cernut? Cum s-au decantat? Ați numit puține. Puține? Care ar mai fi? Dat fiind faptul că la vârsta aceea, când indecizia într-un fel sau altul îți conjugă existența, astăzi vreau să fiu aviator și a doua zi silvicultor. Sau... Dar când lucrurile s-au decantat cât de cât, am știut că vreau să devin economist. Aș fi continuat o tradiție pe care o aveam în familie. În familie? Cine anume? Mama dumneavoastră. Da. Era o zonă vazi comodă și la îndemână. Un singur lucru m-ar fi împiedicat. Programul de 8 ore, o văd pe mama plecând dimineața la 6, întorcându-se după amiază la 6 și asta era copleșitor pentru mine, îmi spuneam, nu o să pot face asta. Și în ultimă instanță, un om, o doamnă profesoară, a insistat asupra reorientării mele profesionale. Era vorba de o poezie. V-a auzit spunând o poezie la o sărbătoare a liceului, Cetatea Neamțului, George Coșbuc,
Și doamna profesoară, domnița Petri, a insistat enorm să mă gândesc cu seriozitate și responsabilitate la această poveste cu teatru. Delicată ecuație, dat fiind faptul că am părăsit gândul undeva în jurul vârstei de 10, 11, 12 ani. Frecventam Casa de Cultură din Bistrița, unde teatru din Mureș, Cluj, Oradea, Turda veneau cu spectacole, dar nu m-am gândit niciodată la această poveste, pentru că era departe la momentul respectiv de orizontul meu, nu neapărat de așteptări, de orizontul posibilităților. Din Bistrița până la București erau și sunt în continuare 450 de kilometri, dar nu ar fi vorba de această distanță concretă, era o distanță. Distanță internă, să-i spun. Da, o distanță pe care am resimțit-o, pe care probabil și acum n-am reușit să o surmontez. Am 34 de ani de când exist în perimetru și tot nu m-am adaptat, obișnuit. Cert e că distanța de la vremea aceea era imensă și prima dată când m-am dus la secretariatul facultății și am întrebat ce ar trebui să știu pentru examen, s-a uitat doamna Rusu, țin minte, acolo la mine și a spus: tu cum poți să fii atât de aerian? Nu știi? Nu te-ai preparat? Nu știu, întreb acum. Și în martie întrebi lucruri legate de examenul din iunie sau din iulie? Situație imposibilă. Da, absolut. Da. Aparent imposibilă. Dar viața face de multe ori ca situațiile imposibile să devină posibile, să fie rezolvate simplu. Și ăsta a fost primul pas către profesie. Ați intrat din prima. Din fericire. Fericire. Da. Nu se întâmpla frecvent lucrul acesta. Iată, un ingredient necesar ca să intri din prima este să ai o distanță de 450 de kilometri internă. Și o doză de inconștiență. Da, apropo de inconștient și de psihologie. Da. Și legat de întrebarea dumneavoastră, dintotdeauna frustrarea a lucrat în mine și mi-am propus să comunic mai bine cu celălalt, ceea ce m-a dus către zona profesoratului. Simțeam în calitatea mea de elev că nu există suficient de mult ecou al dorințelor, nevoilor și vorbelor mele în profesor și mi-am dorit să fac asta. Nu știu cât reușesc, dar cert este că am pornit de la acest tip de frustrare a faptului că nu reușeam să comunic cu autoritatea. Cu autoritatea? Cu da. Autoritatea generică. Da, da, da. Da. Și mi-am îndreptat pașii și către acest domeniu care îmi place, mă conține, mă determină, provoacă. Să comunicați cu autoritatea, domnule profesor, și mă gândesc că ați avut o îndeletnicire dedicată autorității numărul 1, România. Președinția și președintele României a fost o experiență aparte, ne puteți spune câte ceva? Știu că veneau oameni către serviciu de relații cu publicul, nu? Așa se numea. Da. Cu tot felul de nevoi, de la faptul că nu au butelie până la a mântui economic România într-o lună de zile. E adevărat. Era departamentul relații cu publicul. Cu publicul. Nu relații publice. Și așa cum se întâmplă în spațiul nostru Carpato-Danubiano-Pontic, nu știm foarte exact cine, ce face, de ce face, unde ar trebui să întreb, să... Toată lumea venea la președinte pentru a rezolva de la cele mai prozaice nevoi până la lucruri de importanță majoră, capitală, etc.
m-am confruntat cu situații de viață și cu exemplare, personalități care abordau la fel de exemplar instituția, de la umilință și obediență până la un tip de autoritarism. Mi se cuvine, sunt cetățean al acestei țări, trebuie ca președintele să-mi rezolve problema, fie că era vorba de imatriculat o mașină sau o buterie despre care vorbeați. E un martiriu, să știți, dacă aveam un soi de complex în fața muzicienilor și a informaticienilor, în timp complexul se leagă și de oameni care lucrează în domeniul relațiilor cu publicul, și pentru că e delicat, pleci cu câțiva neuroni lipsă și cu o muzică specială pe care alții o induc, nu e a ta. Nu știu ce visează noaptea, acum eu am trecut 6 luni prin această poveste, nu am așezat bine. În 6 luni lungi, oricum. 6 luni lungi, dar e foarte delicat, e foarte delicat, pornind de la ceea ce inițial dumneavoastră ați creat în preambul. Nu ne prea ascultăm, nu ne prea auzim, insistăm în locuri unde n-ar fi cazul, lucrurile deja sunt rezolvate. E o problemă. E o problemă. Dar nu v-ați oprit aici, domnule profesor. Ați mers și către primul ministru, ca să spun așa, și ați avut și acolo o altă îndeletnicire. Cum s-a întâmplat? Nu am făcut parte niciodată din nicio formațiune politică. Nici înainte de 1989 nu am fost membru al Partidului Comunist Român și am zis să-mi păstrez această condiție identitară în parcursul acestei vieți. În schimb, am simpatizat cu, nu neapărat cu ideologii, pentru că problema ideologiilor la noi e... sunt diluate, ca să spunem. În schimb, prieteni, oameni cu care comunic, care avem același orizont, m-au pus în condiția fericită, pentru că tot ce s-a întâmplat a adus experiență de viață pentru o altă viață, viața mea. Și la solicitarea lor am colaborat și în situația domnului președinte Constantinescu și cu domnul Tăriceanu. Am fost consilier pe probleme de educație, 1 an și jumătate, poate mai bine. Experiență. N-aș putea să... Sigur că la momentul respectiv bursanții Fulbright au primit o finanțare mai mare prin strădania domnului Remus Pricopie, care la rândul domnului sale era secretar de stat în Ministerul Educației. Ar putea să fie, cred, singurul lucru pe care l-aș putea desprinde din activitatea mea de 1 an și jumătate. În rest erau chestiuni nu neapărat rutiniere, dar lipsite de importanță. Cred că e necesar să fie în continuare un consilier pentru cultură și educație la guvern. Nu știu dacă există în acest moment, pentru că lista priorităților e întocmită de asemenea manieră încât nu știu cum se face că totdeauna cultura și educația rămân pe ultimele locuri. Ori dacă abordăm cu seriozitate această chestiune, dincolo de locul comun, dincolo de teme la modă, povestea cu educația e ultra importantă și efectele pe care le resimțim nici măcar nu le mai putem lega de cauze. Pentru că toată disoluția sau atomizarea, pulverizarea, imposibilitatea comunicării cu efecte imediate au o cauză: calitatea educației, nu finanțarea ei. Da. Calitatea educației care ține de calitatea relației dintre discipol și maestru, care riscă să decadă în relația dintre profesor și student, cred, pentru că profesorul, dacă nu își depășește condiția, cred că nu poate să-l asculte pe celălalt. Cum vedeți lucrurile?
De la profesor la maestru sau... O întrebare grea. De ce? Pentru că eu vreau să merg mai departe cu gândul. Nu e niciun fel de problemă. Vorbim de relaționarea între doi subiecți. Unul cu statut de autoritate, zicem, profesorul, mentorul, în relație cu discipolul. Cred că ar trebui să existe un soi de egalitate în această relație. Și egalitatea este în sfera a ceea ce putem numi reprezentare, în ceea ce putem în ceea ce putem numi sfera a emoționalului, cu obiective de comun acord acceptate. Dacă ne ducem în zona vocațională, noi am traversat o tradiție absolut extraordinară a maestrului, în care maestru determina, provoca prin exemplu personal. Lucru pe care ușor am încercat să-l părăsim. Maestru, de ce? Mircea Albulescu, de pildă. Maestru Mircea Albulescu, probabil că el, domnia sa, a fost unul dintre primii care a încercat să fugă de această condiție, nu vreau să arăt. Descoperă-ți propria modalitate de a pune în condiție anumite lucruri legate de dramaturgie, intenție, scop, etc., etc. Pentru că dacă nu-l pui pe student în condiția de a descoperi singur anumite lucruri, de a-și pune evrica tot ceea ce poate însuși de la maestru, nu-i aparține. Adică sunt personalități copleșitoare care vin cu exemplul lor, fac impecabil ceea ce fac, bazându-se pe o experiență de viață, pe talentul lor, pe informație, etc., etc., și livrează pentru a împrumuta mimetic studentul un anumit lucru care e formă. E formă. E formă. Și acum, pornind de la acest exemplu al artei actorului, cred că trebuie puțin redefinit sau redefinită relația maestru-discipol, pentru că discipolul de multe ori are așteptări greșite. Am venit să mă învățați. Parcursul ăsta cu am venit să mă învățați e delicat, învățăm împreună, descoperim lucruri. Indiferent câtă tradiție ar avea domeniu, putem vorbi de profesii care se fac de mii de ani, totuși există un prezent care dă dimensiunea inefabilului. Trebuie să fiu pregătit pentru acest prezent împreună cu maestrul și cu discipolul, ca să prindem din eter sau din realitatea imediat înconjurătoare adevărul, conținuturi fundamentale, pe care dacă studentul nu le însușește ca printr-un instrument propriu, maestrul dispare. La un moment dat, maestrul dispare, mama pleacă, puiul trebuie să-și ia zborul. Și cum spuneam că abordarea de multe ori e delicată a discipolului, și maestru se așează pe picioarele din spate, iertați-mi formula, și zice, domnule, eu știu. Pornind de la Socrate și ajungând în contemporaneitatea flagrantei declarații, eu știu, mai ales într-un domeniu vocațional, știu ăsta e de o relativitate absolută, faptul că recunoști că nu știi n-ar trebui să fie o invalidare a propriei condiții sau a propriului nu știu ce nu poate fi știut, pentru că nu sunt deținătorul, nu e informație seacă pe care o arunci în cutia memoriei, ci nu știu cum am putea să parcurgem acest drum împreună, fie el oricare, dacă rămânem în zona specificului teatral sau al filmului. Și cu asta închid. Dincolo de relația maestru-discipol, cred că educația are rol, funcție, apropo, de interrelaționarea cu noi înșine. Aici suntem într-o... Poate că nu suntem și nu vreau să exagerez și nici să generalizez, dar cred că e o problemă. Cred că această educație pe care, într-un fel sau altul, o prelungim la nesfârșit, acest sistem educațional care e puțin bolnav. E bolnav și din pricina faptului că e datat.
are o zonă a instrucției exagerată. Determină în ultima vreme din ce în ce mai mult competiția în care eu nu cred. Da. Nu pregătește pentru viață. Sistemul Bologna, indicii de calitate, autoevaluările, evaluările, felul în care se gradează un profesor, sunt absolut contra regăsirii suflului personal și a posibilității de a transmite această identitate autentică mai departe, domnule profesor. Aveți perfectă dreptate și a face o radiografie a sistemului Bologna e o temă foarte bună de emisiune, necesită mult timp, pentru că e o cazuistică absolut extraordinară, dar m-aș întoarce la reperele simple și la acest pericol a faptului că educația nu te mai pregătește pentru viață. Da, așa este. Profesorul are așteptări ca părintele să facă asta, are așteptări ca acest lucru se întâmplă de la sine, ori trepidanta viață a momentului nu mai poate lăsa subiectul, neofitul, în condiția de a învăța lucruri din experiență, prin mimetism, înțelegerea. Pur și simplu, zona și sfera educației în care, într-un fel sau altul, ființa umană e șlefuită pentru socializare, pentru sensibilizare, pentru înțelegerea bunului simț funciar, nu există, ar trebui să existe, cred, da. Nu știu. Toate lucrurile acestea ați încercat să le puneți în zona instituției pe care ați creat-o, dedicată educației și educatorilor. Fundația Română pentru Educație și Educatori, asta a avut în plan și mi-a plăcut povestea pe care mi-ați spus-o cu tatăl unui psiholog care și-a îngăduit între 41 și 65 pensia. Cred că după acest mandat o să mă îngădui și eu să mă ocup de educație alternativă, să fiu mai aproape și de fundație și de obiectivele ei, pentru că am câteva idei care mă urmăresc, nu le pot pune în aplicare. Când se va încheia mandatul dumneavoastră? În martie anul viitor. În martie, februarie-martie. Mai aveți o iarnă încă de parcurs. N-avem de unde, știi, se poate încheia și mâine. Da. Domnule profesor, ați intrat din prima la institut, dar după ce ați parcurs un an de zile, v-ați gândit ce ar fi să merg pe altă cale. Cum s-a întâmplat atunci și mai ales ați avut o întâlnire importantă cu un profesor de psihologie? Ne puteți povesti câte ceva? Da, sigur, pot să vă povestesc. Sunt 35. 35? Da. Nu, 34. E matematică simplă. 34. Ceva, apropo de distanța despre care vorbeam la început între Bistrița și București, ceva s-a întâmplat cu adolescentul Titieni. Nu mai înțelegeam foarte multe lucruri. Mă dusesem într-o zonă spiritual, metafizică, de căutări, de cercetări, identitare, etc., etc. Și m-am gândit, după un an de zile de art actorului, că ar fi bine să mă reconfigurez profesional, să mă duc către psihologie. Asta am încercat să fac, iar cu această ocazie l-am cunoscut pe domnul Mielu Zlate. Și domnia sa nu m-a încurajat foarte tare, dat fiind faptul că diferența între a fi actor în România dinainte de 90 și a fi un profesor de psihologie sau filozofie undeva, oriunde, părea a fi o distanță foarte mare. Din acest punct de vedere nu m-a încurajat, pentru că altfel am avut susținere și fără îndoială că în momentul deciziei absolute, domnia, am spus da, vin la psihologie, mi-a pus un tom de cărți în brațe și a spus, în toamnă aveți examen, trebuiau date niște diferențe și asta m-a demoralizat, pentru că senzația mea era că psihologia se poate face doar printr-o
simplă stare de gând sau o preocupare legată de om, lume, viață. Nu, era și bibliografie. Da. Pare o mișcare contrarie, de fapt, către teorie și declarații în locul experienței. E adevărat, e adevărat. Da, a fost să fie așa. Am rămas în continuare în domeniu. Nu regret că am ales această profesie care aduce enorm de multe de lucruri bune. E o deschidere către tot ceea ce înseamnă sfera omenescului. Și ai o capacitate de a înțelege lucrurile altfel decât teoretic, pentru că trebuie să le practici în relație, în situație. Și apoi ați avut mari întâlniri cu mari actori? Orice fel de întâlnire poate să fie mare, e important cum te raportezi la ea și orice fel de întâlnire cu oameni mari, dacă există doză de inconștiență sau ignoranță, poate să nu însemne absolut nimic. E foarte important, ați spus lucrul acesta, că învățați de la oricine apare în calea dumneavoastră. Și atunci, valoarea unei întâlniri nu ține de reprezentarea socială a personalității cu care vă întâlniți. Și cu toate acestea, aveți un clasament de preferințe ale întâlnirilor care v-au marcat? Fără îndoială că am, m-ați luat pe nepregătite și n-aș putea seta spontan, dar cert este că am avut întâlniri esențiale. Una dintre importantele întâlniri a fost cea cu domnița Petri, doamna profesoară care m-a îndrumat către arta actorului, dar întâlnirea avea conținut și în alt spațiu, pleca din clasă, lăsând de celo sau bucuriile simple a domnului Noica pe masă. Și elevii zeloși le legau după aceea și spuneau: doamna profesoară, v-ați uitat o carte. Ok. La al doilea curs a făcut la fel. Până când într-un târziu ne-am dat seama că o lăsa pe catedră să o citim. Fiind la capitolul literatură interzisă, să o citim. Și preda utilaj tehnologic, dacă vă puteți imagina. Utilaj tehnologic era, și Noica. De automatică. Da. Scria poezie, cred că atunci aș lansase o carte, Iocasta, foarte interesantă de versuri, dar dincolo de tehnologie, ne pregătea pentru viață. Ne pregătea pentru un alt fel de viață, pentru un alt fel de abordare, încerca ușor, ușor să deblocheze sau să destructureze sistemul ideologic de gândire cu care toți eram îndoctrinați și care îți ieșea prin toți porii. Asta a fost o întâlnire esențială. Pe urmă, întâlnirile cu profesorii mei, pornind de la Grigore Gonța, care m-a distribuit în anul întâi de facultate în Harapal, la Teatrul Național, o experiență, nu știu dacă înainte vreme, cert este că puternică și cu traume. Cum, practic, în luna, cât era, februarie-martie, da. Vă pregăteați pentru admitere, da. Și după un an de zile erați deja pe scena Naționalului. Nu, după un an și jumătate, dat fiind faptul că am făcut stagiu militar, 9 luni. Stagiu militar, da. Un an și jumătate. Da. Cu atât mai mult stagiu militar, pentru că era probabil încă o diferență mare din armata, la terenul, termen redus. Teren, da. Și Teatrul Național. Cred că schimbarea și nevoia de a gestiona aceste schimbări de orizont de viață sunt foarte costisitoare, cum spuneați. Există experiență prima dată, prima nisoare, prima dată la mare, prima mașină. Din sfera acestor experiențe prima dată, în ciuda faptului că dădusem examen cu un an și jumătate înainte, am ajuns la institut, era institut la vremea respectivă, și am văzut oameni care coborau de pe micile ecrane. Îi vedeam pentru prima dată reali. E o senzație.
Nu pot traduce în cuvinte. E o senzație, probabil că cu toții am trăit-o. Dar era copleșitoare. Ăsta era efectul colateral. Inhibitorie. Nu te puteai exprima. Pentru că era și nu era om, era ceva coborât. Când idealul devine real, se produce, lasă urme profunde, pentru că toată viața uneori alergăm după orizont, după acolo. Și când acolo devine tangibil și devine aici, nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi. Da, la foarte scurt timp după examenul de admitere, am pe scena Teatrului Național, unde nu știu ce am făcut, nu mă întrebați, n-am nici cea mai vagă idee, dar domnul Gonța, țin minte că a insistat foarte mult să fiu eu distribuit, deși nu aveam datele lui Harapalb, cele generice, înalt, frumos, cu păr bălai și... Am avut bucuria și plăcerea să joc alături de domnul Marin Moraru, ceea ce iarăși o trec la capitole, la capitolul întâlnire esențiale, toate distribuția de altfel, Traian Stănescu, Mihai Mălai Mare, Radu Gheorghe, Claudiu Blonț, Eugenia Maci, domnul Diplan. A fost o experiență interesantă și în parcursul vieții mele, la un moment dat mi-am dat seama că până la urmă importantă poate deveni întâlnirea cu oricine. Adevărul nu este apanajul unora, celor care într-un fel sau altul sunt investiți de societate cu capacitatea de a-l deține. Da. El se află lângă noi în măsura în care... îl căutăm, ne interesează și există și organ de a-l percepe, adevărul e pe buzele tuturor. Domnule profesor, încerc să leg lucrurile. Ați fost pe scena Naționalului în anul întâi. Da. În anul întâi. Domnul profesor Mielu Zlate v-a văzut cumva în... L-am invitat pe urmă. L-ați invitat ulterior. Da, dar după acest moment al Naționalului ați vrut să ieșiți din... Da. Da, pentru că acum nu cred că aș putea să fac o reprezentare foarte exactă a trăirilor mele din momentul respectiv, dar era o mare victorie și o mare înfrângere, pentru că intrasem într-un sistem nepregătit, nu eram profesionist. Simțeați că nu erați adecvat, da, nu aparțineați. Simțeam că nu pot să fac față acestei mari provocări, era totuși scena Naționalului. Nu era un rol simplu de coloratură în care un băiețel tânăr de 18 ani, era un rol, trebuia să-i fac față și nu cred că îi făceam față. Deci toate suma asta de trăiri m-a determinat să mă gândesc, poate că ar fi mai bine să pun capăt, să fac alt lucru. A fost o sinusoidă în devenirea mea profesională. Da, aveați senzația internă că nu-i faceți față, însă existau și coordonate externe care vă reflectau felul în care veți fi fost pe scenă, cu alte cuvinte? Dincolo de cuvinte, la modul declarat n-a făcut-o nimeni și nu aveam semne certe, dar dincolo de cuvinte înțelegeam că nu prea o descurc. Că nu prea vă descurcați? Da. Deosebit moment și mulțumim pentru, e rară acest tip de moment, pentru că aveați incertitudine maximă, simțeați că sunteți tolerat aproape. Corect. Și apoi să aveți traseul acesta de excelență. Este, cred că, o istorie prototip de la care avem de învățat. Și cred că dubiul acesta este în sine ingredientul necesar pentru reușită. Poate fi. Da. Rectorul unei școli atât de dorite, cred că a avut record de-a lungul istoriei sale la numărul de candidați. Și condițiile și apoi toată mitologia scrisă în jurul acestei școli pe care o conduceți, care este o școală
de viață, știu că oamenii stau acolo, nu stau la minut, nu se normează, nu găsești lucrul ăsta la psihologie, nu mai găsești în alte școli, cred. Aveți perfectă dreptate, e o experiență în sine, această școală. Studenții intră dimineața și pleacă seara târziu, dacă nu chiar noaptea, din pasiune, din dedicare. Din păcate, odată cu această experiență a licenței sau a masterului, multe destine se închid sau se opresc acolo. Piața muncii în domeniu s-a diversificat, dar în același timp e restrânsă și restrictivă. Cu alte cuvinte, sunt vremuri delicate. Sunt vremuri delicate. Noi încercăm să-i facem conștienți de rolul și funcția lor în social, pentru că dacă pierd din vedere acest lucru, nici societatea nu îi întâmpină cu respectul necesar și cu cele cuvenite. Deocamdată vă spuneam că priorități nu există în zonă, sunt într-un cont de umbră profesioniștii domeniului. Într-o discuție informală cu domnul Besoiu, domnia sa zicea, titienii, comuniștii respectau artiștic. Zice, cu orice mă duceam să-mi rezolve din complexul faptului că se afla în relație și într-o discuție cu un artist, lucrurile se rezolvau. Acum, povestea asta cu artistul e importantă și relevantă, dar nu prea știm unde pe o piramida socialului mai stă. Poate că nici nu e la vedere, poate că e într-un colț, poate că suntem tolerați, nu e preocupare reală. Pentru că funcție în societate cred că are. Esențial. Sigur că teatru antic a definit locul și rolul teatrului și al actorului, dar mergând până la vorbele lui Shakespeare, oglindă teatru, oglindă a lumii, s-ar dori a fi o oglindă nedeformată a lumii, de oglinda asta avem nevoie. Ne traversează viețile și ar trebui întotdeauna să o avem ca reper. Sigur că sunt multe zone unde lucrurile glisează. Glisează către comercial și își pierde într-un fel sau altul din ceea ce ar putea să fie ideologie în sensul bun și propriu al cuvântului. Da, mă rog, nu dezvoltăm asta acum. Ne întoarcem la studenți. E foarte frumos la universitatea noastră. Ar putea să fie un mic rai, dacă nu un purgatoriu interesant, dacă nu am creat de multe tulburențe noi înșine, de multe ori fără motiv și fără sens. Dar suntem oameni și nimic din ceea ce este omenesc nu ne e străin. Domnule profesor, vă propun să mergem acum prin pădure. Așa. Prin pădurea Codrișor. Ca metaforă a înrădăcinării noastre, evocați cu ocazie acea atmosferă a copilăriei și ceea ce a însemnat pădurea Codrișor pentru dumneavoastră și preocupările de atunci vis-a-vis de ecologie. Pentru că ecologia, până la urmă, nu e o metaforă a reîntregirii, cumva. Și motivul acesta al fragmentului, discutam înainte de emisiune despre claxonul nemeritat sau neinteligibil dintr-o intersecție aglomerată la ora de vârf și spuneați că, de fapt, este un semn al fragmentării interioare. Intersecția la ora de vârf este o imagine clară a ceea ce suntem și a rupturilor succesive, stratificate din noi. Și atunci, nu știu, cred că pădurea ne poate cumva ajuta. Cum a fost în copilăria noastră pădurea, fluturii și, în fine, poate și acel model pe care l-ați avut, dorul Ruști. Ruștii.
Da, el s-a descris în timp drept model și parcursul lui pentru mine a fost exemplar. Codrișorul, pădurea Codrișor, și mă opresc o secundă asupra acestui spațiu interesant. Pe 1 iunie la Bistrița va avea loc o manifestare importantă legată de redescoperirea acestui spațiu de lângă Bistrița, pentru că lumea l-a uitat și, profitând de uitarea lumii, autoritățile locale vor să facă o șosea de centură tocmai prin pădurea Codrișor. E păcat pentru că există alternative și e păcat să nu redescopere lumea acel loc minunat. Cred că pe 1 iunie voi fi și eu la Bistrița în ideea de a susține proiectul și de a milita pentru cauza noastră. Deci e vorba de costuri. Asta este o situație care cred că o mulțim cu 100 în România zilnic. Există alternativă? E vorba de bani? E mult mai scump? Sau mai... Care este justificarea? Există o justificare rațională, cel puțin, a alegerii? De ce să tai niște copaci când ai alternativă? Pentru că ar fi drumul cel mai scurt și drumul cel mai drept. Bun. Cât ocol ar însemna și ce ar însemna, de fapt... Nu cunosc în profunzime chestiunea. Cert e că ar fi păcat. Da. Ar fi păcat. Întorcându-mă la Codrișorul pubertății și adolescenței mele, toți aveam preocupări pe care le-am preluat de la părinții noștri, în afară de Doru Ruști, care vedea cu o sticlă mare de apă după el și o plasă de prinți fluturi. Dacă noi încercam să intrăm în grațiile colegilor noastre cu poezii scrise seara, cântece, muzichii cântate la chitară, Doru venea cu câte un exemplar rar de fluture pe care tocmai l-a prins, îl prinsese proaspăt, și a cucerit câteva inimi. Această obsesivă atitudine pe care cu recurența fiecarei săptămâni ne-o impunea, el venea și prindea fluturi, a devenit profesie de credință. Este unul dintre cei mai importanți entomologi din România. Are o colecție personală de invidiat. Vara pentru el înseamnă mapamondul în căutarea unor noi specii. A rămas cu sticla de apă și cu plasa. A rămas cu sticla de apă și cu plasa. A lucrat la Muzeul Antipa până acum vreo 5 ani, după care s-a reîntors la Bistrița să-și poată dedica viața cercetării la modul propriu. Și tipul ăsta de abordare pe mine m-a cucerit, apropo de Doru Ruș, și de fiecare dată când am posibilitatea îl dau exemplu, pentru că mi se pare un om conștient legat de ceea ce ar vrea și și-ar dori să facă. Da. Continuitatea, oricum. Continuitatea de asemenea și insistența asta dedicată, care fără îndoială aduce mai devreme sau mai târziu rezultate cu vizibilitate și rezonanță. Foarte interesant. Avem varianta destinală Doru Ruști și avem varianta destinală Adrian Titieni. Amândouă sunt împlinite într-o percepție din afară spre interior. Cu toate acestea, diferențele sunt majore. Continuitatea nu v-a definit vocația? Atunci, cum se construiește? Care sunt ingredientele? Pentru că aceste, să le spunem, două cazuri, dacă vă puteți privi din exterior și pe dumneavoastră, ceea ce e un încerc lucru să greu, fac din ce în ce mai des, delicat. E greu. Arată că nu există o formulă a succesului. Mă refer din perspectiva internă a unui om care acum se uită la televizor și spune, domnule, ce să fac cu viața? Dați-mi instrucțiuni de folosire în privința vocației, continuitate sau, dimpotrivă, oscilație? N-aș putea să vă spun, pentru că n-aș putea să vă spun. Știu doar că a fi dedicat unui lucru înseamnă enorm
și se califică drept ingredient necesar pentru un parcurs al reușitei. E foarte interesant ce se întâmplă și, până la urmă, ceea ce spuneți dumneavoastră, destin de succes depinde din ce punct de vedere privești acest succes. Aparențele, conținuturile, suntem în dreapta, în stânga succesului, deasupra lui, pentru că destin de succes, mă întreb în legătură cu propria persoană și propria, succesul ăsta e așa de un relativism, mă confrunt cu greu zilei, nu percep. E delicat. Și atunci, după ce alergăm, după ce alergă un tânăr care... După noi înșine alergăm, cred, după noi înșine, nu reușim să ne prindem sau nu ne recunoaștem. Dar cred că lupta asta, că e inconștientă, că e abordată rațional și conștient, e într-o cunoașterea de sine. Și oricum ar arăta acest periplu, că e vorba de destine profesionale, în zona achizitivului, relației fericite, familiale, tot după noi înșine alergăm și mulțumesc lui Dumnezeu că, într-un fel sau altul, am îmbrățișat o profesie care te apropie de omenesc, te apropie de tine, te apropie printr-o chestiune cât se poate de practică. E o cunoaștere de sine practică, nu derivată din meditație sau abordări de alt gen. Actor fiind, aproape că ușor, ușor poți ajunge în condiția de a stăpâni lucruri din cartea tehnică cu care, din păcate, le-am venit la purtător când ne-am născut. Parcurgi, practic, ca actor, instrucțiunile de folosire ale vieții pe capitole, ceea ce, iată, e o profesiune, o îndelegicire rară în contextul altor profesiuni. E adevărat. Și apoi, eu cred că în sportul acesta continuu de alergat în jurul nostru și de neprins, dumneavoastră v-ați cam prins. Interesant, m-am prins. Sau v-ați prins? V-ați prins? Uneori am senzația că m-am prins, altori am senzația că nu am nimic... Dar m-am prins de faptul că sunt determinat să mă prind. Deci asta e un metadiscurs deja. Asta e cert. Că da, da. Am pornit la descoperire și nu la căutare, pentru că a căuta înseamnă că știi ce cauți. Asta cu descoperirea trebuie să te înțelegi cu noutatea. Mă rog la Dumnezeu să am putere să recunosc că de multe ori trecem vinovați pe lângă lucruri pentru că nu recunoști. Nu recunoști, dar apropo de umbre și de Platon, de faptul că orice lucru pe care îl vezi, ca să-l recunoști, trebuie să-l ai în tine, corect. Deci să existe un precedent. Revenim la greci, la cultura lor, spuneați de maieutică și de nășitul ideilor. Nășitul tot în zona aia, care presupune de fapt că vom fi avut acest model, cineva ne-a permis să ne regăsim pe noi și să ne dea spațiu respectiv, ceea ce e foarte rar. Da, dumneavoastră oferiți spațiu și e o bucurie să vă întâlnesc ca dascăl. Înțeleg și e o șansă pentru faptul că sunteți rector. Un om de calitatea dumneavoastră arată că avem șanse mari în școala românească. Sunteți mult prea bun cu mine și mult prea darnic în cuvinte. Și suspect. Mulțumesc. Chiar? Suspect sub acest... Mă gândeam la faptul că ați fost critic cu dumneavoastră și că, sigur, un astfel de manieră de, nu știu, în zona complimentului poate să fie suspectă. Și aici cred că e o temă majoră în vis-a-vis de identitate, de încredere de noi înșine, pentru că ne zumzeie în cap critica în permanență, de la Descartes încoace.
Descartes a fost un om cât se poate de critic și, și a, ne-a plasat în minte nevoia aceasta. Iar critica în sine determină fragmentul. E adevărat. E adevărat. Și e foarte greu să le pui împreună, ulterior, după ce ai reușit să faci disjungerea nenecesară. Și e foarte greu să ne punem pe noi înșine în relație cu lumea, ca parte aparținând întregului, da, și interioritățile noastre. Din păcate, sau vremurile pe care le traversăm sunt cele ale disoluției și ale fragmentării absolute, adică o identitate, cât o fie de mic, nuanțată, mă pune în condiția de a fi, într-un fel sau altul, în relație conflictuală cu celălalt. Da. Și suntem tentați să îmbrățișăm tot felul de identități irelevante, specioase, numai în ideea de a ne împlini, da, ego-ul. Eu versus lume, eu versus celălalt. Drama e că ajungem la capitolul eu versus eu. Mine însumi. Da? Cel mai greu. Constat, domnule profesor, deși mai avem 5 minute de emisiune, că nu am atins figura tatălui dumneavoastră vis-a-vis de autoritate și de rolul autorității, al limitei, al cadrului, al ordinei în viața noastră. Ați vorbit puțin despre profesia mamei dumneavoastră, dar nu ați evocat sursa. Cred că marele regret al tatălui meu și al meu deopotrivă e că, fiind agronom, nu a reușit să-mi transmită nimic, dar absolut nimic. Decât posibilitatea silviculturii, de pildă. Da, e adevărat. A fost o discuție pe care am avut-o la un moment dat, pornită tot dintr-un exemplu concret. Întâlnisem un inginer silvic și îmi spunea cât de frumos e să-ți petreci timpul în aer liber și să faci o profesie îngemânată cu ceea ce... Și să rămâi în pădurea Codenșor toată viața cum... Exact. Cumva. Cred că ăsta e mare regret al tatălui meu, că n-a reușit să-mi inducă, dacă nu pasiune, măcar minimă expertiză. Nu știu la capitolul ăsta nimic legat sunt preocupat de viul plantelor, sunt preocupat de frumusețea naturii renăscute, dar nu pricep la agronomie și la agricultură. Poate că n-a avut știința, înțelepciunea de moment ca să inducă nevoia de a descoperi singur. În rest, a fost un mare susținător după sincopa pe care i-am creat-o, surprinzându-l cu faptul că vreau să dau la teatru. Atunci a avut o mic atac cerebral, pentru că realitatea nu se suprapunea cu... Sigur, sigur. Așteptările. Plus că putea părea o formă de suicid de cale. E foarte adevărat, e foarte adevărat. Da? Era o încercare de a ieși prin zid dintr-o încăpere cu câteva uși larg deschise. Și o poveste foarte scurtă cu tata, care vorbește enorm de mult despre el și mi-aduc aminte cu drag. Jucam la Teatrul Național, Full for Love, în regia domnului Adrian Pintea. Și exista o situație, sala atelier, publicul foarte aproape, coboram din pat de sculți și încercam să intru în relație și în dialog cu un alt personaj. Tata era în București, venise la spectacol, în primul rând, iarnă fiind, am coborât din pat și în momentul în care am ajuns foarte aproape de el, a spus: încalță-te, dragul tati, că ți-e frig. Vai, ce frumos! Da. Încalță-te, dragul. Cu discreția necesară, da, să nu perturbe actul artistic și publicul receptor, dar a zis: încalță-te, dragul tati, că ți-e frig. Ce ați simțit atunci? Pentru că e un mix, mă încearcă duioșie și paternaș, ce înseamnă, dincolo de jocul acesta social și de context, iubirea pentru copil. Da, era un impuls aproape inconștient, pentru că tata era familiarizat cu tot ceea ce însemna teatru, spectacol de teatru, știa că orice fel de, așa zisă, intruzivă abordare
Dar da, grija lui pentru copil într-o sală destul de neîncălzită a Teatrului Național, acum mai umbla și discurs prin scenă. Probabil că putea să facă aceeași performanță artistică și încălțat. Încalță-te, dragotate. Domnule profesor, domnule rector Adrian Titieni, vă mulțumesc foarte mult și mă bucur cu atât mai mult că am încheiat în această cheie paternă și sunt sigur că tatăl nostru este cât se poate de mulțumit pentru că v-ați încălțat. Vă foarte mulțumesc și eu pentru onoranta invitația. Mă bucur că am stat de vorbă și sper să degenereze relația noastră în sensul cel mai bun și propriu al cuvântului. Sunt onorat de posibilitatea degenerării. Mulțumesc. Mulțumesc încă o dată.